Ce v-a plăcut? Așa, faceți-mi o scurtă analiză așa la rece acum după o noapte. Deci, ce v-a plăcut sau ce jucător v-a plăcut sau nu știu, ce v-a dat speranță pentru viitor după meciul de aseară, domnul Angelescu? Jocul, v-am zis, mi s-a părut că în afară de primele 15 minute care au fost echilibrate, mi se pare că am dominat total jocul. Am avut foarte multe ocazii, deci asta mă încântă. Ce nu mă încântă e că am și ratat foarte multe ocazii. Cred că până la autogol puteam să dăm vreo 6 goluri. A trebuit să Șobagel în poartă ca să fie 2-0. Deci, să zicem așa, un mic semn de îngrijorare că am și ratat. Dar cred că în acest moment al sezonului mai important este că ne-am creat foarte multe ocazii și jocul în sine a fost unul foarte bun. Dar, da, în alte meciuri s-ar putea să nu avem atâtea ocazii și să trebuiască să înscriem din mai puține. Bun, psihologic, faptul că iată, vine prima deplasare, da? Că știți că aveți mereu complexul ăsta. Vine prima deplasare și bateți cu 3-0, psihologic vă va ajuta, băieții vor fi mult mai ok. Uite, domne, că nu suntem doar echipă de Giulești? Cred că orice victorie în deplasare, mai ales la acest scor, vă dați seama că... Nu, dar știți cum e, anul trecut mereu, când vă duceați în deplasare, în cel mai bun caz scoteați egal, băteați din când în când, mai venea o foarfecă lui Grigore și mai câștigați. Acum primul meci în deplasare la o echipă care se spune că e cu pretenții, apropo de ce a transferat, 3-0 direct. Asta zic, adică încredere mai multă sau care e ideea? Nu știu, haideți să vedem și că se concretizează, că nu-mi place să vorbesc după două meciuri din sezon. Repet, am făcut un meci foarte bun în deplasare, dar trebuie să vedem că aceste deplasări, că și jocul în deplasare va fi constant bun. Și atunci, da, înseamnă că e schimbare și putem să emitem pretenții pentru acest sezon, așa cum ne-am propus. Mi se pare Rapidul față de sezonul trecut mult mai ofensiv sau e doar o impresie de-a mea? În primul rând, cred că suntem mai buni, când asta am făcut transferuri în acest sezon până acum și mai urmează să facem. Deci avem și altă echipă, dar da, pare că jucăm mai ofensiv, e un joc mai ofensiv, adică, puțin primele două etape. Da, adică e puțin un paradox că stilul unui italian e mai ofensiv al lui Bergodi? Nu, că îl știm bine toți pe Cristiano. Cristiano e un antrenor care îi place stilul ofensiv, de asta l-am și luat Rapid. De asta l-ați și luat? Asta a contat poate cel mai mult? Nu a contat mult, normal, cum vrem noi să joace Rapidul și să fie un antrenor care să se adapteze la ceea ce se dorește în Giulești. Știm că e un antrenor care este ofensiv și antrenează foarte mult. Așa mi s-a părut un Rapid mult mai ofensiv decât anul trecut ca stil, să știți. Asta e senzația mea. Așa sperăm și noi. Da. Mă uitam, jucători interesanți care au început să facă diferența. Am rămas impresionat aseară, nu mă așteptam în primul rând să alerge atât de mult. De Papeu am rămas impresionat. Păi, Papeu este un jucător oricum foarte bun, numai că, dacă țineți minte, la fel, a jucat foarte bine la începutul campionatului, după care a avut acea accidentare care l-a ținut mult pe margine și la finalul campionatului era greu când nu și-a revenit în ritm, dar el este un jucător foarte bun. Și sperăm să nu mai aibă accidentări. Cum vi s-a părut aseară? Mie mi-a plăcut mult de el. A jucat bine, nu pot să remarc un singur jucător în acest moment. Toți cred că au făcut un meci foarte bun. Majoritatea au făcut un meci bun ieri. Funșo, cel mai în formă în momentul de față? Funșo, nu știu. El a jucat foarte bine și termina campionatul bine. Și a jucat bine și aseară. Păcat că a avut cel mai multe ocazii și n-a dat gol. Dar nu o să vină și gol. Cârjean? Punctul meu de vedere, de când am adus, așteptările pe care le-am avut până acum, ca să zic așa, sunt conform cu ceea ce ne-am așteptat. E un jucător care, la vârsta lui, poate să facă diferența. Gândiți-vă doar că are doar 2 meciuri la seniori și cred eu că arată foarte, foarte bine. Și el va crește, e clar că va crește, pentru că e un jucător tânăr și va juca din ce în ce mai bine. Și mai e un avantaj, domnul Angelescu, foarte mare, e Ander. Foarte mare avantaj. Păi da, tocmai asta și este și Ander. Dar el în momentul de față, Ander sau nu Ander, joacă pentru că e unul din cei mai buni. Da. Nu, asta e clar. Nu, e clar asta. E clar. Dar totuși ca Ander, vă dați seama, să ai și soluție ca Ander, un jucător cu calitățile lui, adică ca să zic așa, punct ochit, punct lovit în ceea ce privește transferul. Așa este. Mi s-a părut iară apărarea cu Cristea acolo mult mai solidă. Iară, bine, toată lumea știa, Cristea un jucător bun. Eu nu înțeleg de ce Gigi i-a dat drumul, FCSB-ul i-a dat drumul, habar n-am, eu n-am înțeles niciodată lucrul ăsta. Dar mi s-a părut că apărarea a devenit foarte puternică cu Iulian Cristea acolo, cuplul ăsta. Da, până acum au jucat bine, totuși și sezonul trecut. Problemele noastre nu au fost în apărare, problemele mai mari. Dar normal, de asta l-am adus, pentru că știm că e un fundaș central foarte bun și până acum s-a achitat de sarcini, dar repet, au trecut 2 meciuri. Da, e adevărat, dar văd că l-a scos din echipă pe Grigore, că Grigore e rezervă, gata. Asta nu pot să comentez, sunt deciziile antrenorului. Noi avem 4 fondași, chiar 5, care cred eu că sunt de valori apropiate. Avem un lot bun și probabil cine merită să joace va juca. Sezonul e lung, deci sunt convins că vor juca toți. Ce faceți cu Dugan Giș? Că tot aud că sunteți asaltați cu oferte. Rămâne la poziția de netransferabil? Da, nu se pune problema. Dugan zice netransferabil. Bun, indiferent de ofertă în momentul ăsta? Indiferent de ofertă, pentru că mai important e să ne atingem obiectivul și în momentul de față căutăm atacant. Nu putem să ne dăm atacantul și golgheterul campionatului pentru orice sumă în acest moment. Deci e netransferabil.